care este problema cu oamenii confuzi care nu știu ce vor și de ce tu nu poți să îi ajut să-și dea seama ce vor? În foarte multe situații, în momentul în care relaționăm cu cineva, fie că e vorba de un prieten, de o rudă sau de un potențial iubit, un potențial partener, atitudinea noastră când persoana respectivă spune nu știu sigur ce vreau de la mine, nu știu sigur ce vreau de la ceilalți, parcă aș vrea să fim prieteni, iubiți, colegi, dar nu sunt foarte sigur de asta, atitudinea noastră este, păi, dacă nu știi sigur, am să fac eu un așa fel încât să-ți explic, o să-ți arăt eu ce e bine pentru tine, lasă-mă să te lămuresc. Această atitudine este una de nesiguranță, este o atitudine de control excesiv și este o atitudine care niciun caz nu-l va ajuta pe celălalt să își ia deciziile care, ok, din partea ta sunt considerate benefice pentru el, însă nu sunt niște decizii pe care persoana respectivă va putea să le folosească pe termen lung pentru simplu fapt că nu sunt deciziile sale. Nouă ni se pare că dacă cineva ne spune nu știm ce să fac cu viața mea, aceea este o invitație pentru noi în a-i da niște ordine, niște coordonate. Dar adevărul este că în clipa în care un om nu știe dacă să ne aleagă pe noi sau nu, dacă pur și simplu să întreprindă un proiect cu noi sau nu știe dacă să aibă sau nu încredere în noi, acea persoană vorbește despre un conflict interior pe care ea îl are și care nu are legătură cu tine. Are legătură doar cu incapacitatea sa de a se decide să o ia pe un drum. Tu, omul din afară, nu doar că nu vei putea să trasezi niște limite pe care persoana respectivă are nevoie să le vadă în situația sa ca să nu mai fie nehotărâtă, dar se prea poate tu să-ți creezi niște false așteptări, să consideri că omul respectiv îți este dator ție pentru buna ta intenție și ajutorul tău să răspundă vreun fel și tu se prea poate să suferi. De aceea, momentul în care ne întâlnim pe drumul vieții noastre și noi să zicem știm foarte bine ce vrem și de la noi și de la ceilalți și stăm foarte bine în viața noastră, în alegerile noastre și ne întâlnim cu cineva care nu este foarte hotărât în privința propriei sale vieți, nu este foarte hotărât în privința noastră și omul ăsta spune eu nu știu sigur dacă te vreau, eu nu știu sigur ce vreau, eu nu știu sigur cum vreau să fie viața mea. Nu trebuie să ne erijăm în persoana care va veni și îl va salva pentru că vom suferi în clipa în care celălalt o să spună m-am răzgândit, nu sunt de acord cu tine, am ajuns la altă concluzie și tu spui da, dar tu erai confuz și nu știai ce să faci, eu ți-am spus ce să faci, nu ești recunoscător? Nu, celălalt nu este recunoscător pentru că nu era treaba ta să-i spui ce să facă, era treaba celuilalt să descopere ce să facă în propriile sale condiții, cu mintea și cu sufletul său și în ritmul dezvoltării sale emoționale. Noi în această viață se prea poate să fim într-o etapă în care am trecut prin mai multe dezamăgiri, prin mai multe suferințe. Viața ne-a învățat niște lecții și am înțeles exact ce vrem de la noi și de la ceilalți. Dar la fel cum și noi am avut niște momente când nu știam cine suntem, când încă aveam niște îndoieli cu privire la noi sau la ceilalți, așa noi ne întâlnim din această postură de oameni hotărâți, cu încredere în noi și deciși, pe drumul vieții ne întâlnim cu oameni care încă nu știu ce vor și ține doar de noi să ne oprim o secundă și să spunem, uite, eu în punctul în care sunt, știu exact cine sunt și ce vreau și respect faptul că tu încă nu știi cine ești, nu știi ce vrei, dar ești pe cale să afli, iar eu nu o să mă pun între tine și maturitatea ta emoțională și puterea ta de a înțelege ce anume ai tu nevoie să fii și să devii în acest moment. Pentru că de foarte multe ori venim în situația în care un om spune, nu știu sigur dacă vreau să fiu cu tine. Nu știu sigur ce vreau de la mine, noi venim și spunem, dar eu știu ce ar trebui tu să vrei. Ceea ce bineînțeles că duce întotdeauna la dezamăgire profundă, odată pentru noi, iar celălalt, chiar dacă noi îi dăm pe tavă soluția la care noi am ajuns, el se poate simți presat, se poate simți trist și poate să spună, e bună soluția ta, dar eu nu pot să o integrez în viața mea pentru simplu fapt că eu nu am parcurs pașii necesari ca să fiu în punctul ăsta. Și adevărul este că la orice concluzie ajungi despre tine sau despre ceilalți, este nevoie să fii trecut prin etapele premergătoare acelei concluzii și acele etape prin care tu treci îți permiți practic să te bucuri de rezultat, pentru că acel rezultat ce face? Acel rezultat este consecința experienței tale. Deci, practic, noi oamenii nu putem să luăm experiența nimănui și să o punem în locul experienței și trăirii noastre și să spunem, da, asta este ce trebuie să fac, asta este cine trebuie eu să fiu. Așa că data viitoare, când cineva ne spune, știi, eu nu știu exact
Sau nu neapărat că ne spune, că se prea poate un om să nu-ți spună că e confuz în privința ta, se prea poate să-ți arate, să nu poată să fie prezent așa cum ai nevoie, să te mintă, să-ți ascundă adevărul, să fie extrem de alunecos în relație și tu se prea poate să vii cu o cantitate de energie plină de entuziasm și să spui, o să iau această situație în mâinile mele, îți voi arăta eu de ce trebuie să mă alegi pe mine, să mă vrei pe mine, îți voi arăta eu cum trebuie să arate viața ta, voi decide eu în locul tău. Și bineînțeles că în absolut toate situațiile de acest tip în care tu decizi în locul altui om, acea persoană se va simți neputincioasă, se simte ignorată, se simte pusă la zid, chiar dacă tu ai cea mai bună intenție din lume. Dacă vrem să ajutăm un om confuz, putem face asta fiind alături de el și sprijinindu-l să parcurgă toate etapele în propriul său ritm pentru clarificarea emoțiilor și gândurilor sale, dar atenție, să îl sprijinim, nu să decidem în locul lui, nu să îi impunem voința noastră, nu să ne supărăm când acel om alege altceva decât am crede noi pentru el cuvincios. Și, bineînțeles, mai este încă un aspect important, dacă vedem că un om este confuz, să nu ne răzbunăm pe el, să nu ne supărăm, să nu considerăm că omul ăla are ceva cu noi, pentru că pur și simplu, realmente, există această posibilitate ca persoana respectivă să simtă influența noastră drept una benefică, dar nu una necesară în viața lui. Și atunci, dacă noi identificăm confuzia dintr-o persoană, este important să facem un pas în spate cu cea mai multă blândețe și recunoștință. Dacă putem foarte bine să îl ajutăm pe acel om să facă niște pași în ritmul său, e minunat, dar în niciun caz să nu ne comportăm de parcă confuzia sa este o jignire pentru noi, pentru că nu este deloc așa. Noi trebuie doar să fim recunoscători față de noi că, iată, știm ce ne dorim, am muncit ca să ajungem în această etapă și să percepem că, da, uneori unii oameni sunt confuzi, au o ceață mentală, au extrem de multe întrebări la care nu au găsit răspunsul și lor viața urmează să le dea răspunsurile, dar noi nu suntem răspunsul lor. Și nu suntem răspunsul lor dintr-o sumedenie de motive care nu au legătură de foarte multe ori cu voința acelei persoane, ci mai mult cu putința sa. Acel om efectiv nu poate din ceea ce el este să aibă loc pentru noi sau pentru sistemul nostru de gândire sau pentru emoția noastră, pentru că nu este cazul, pentru că nu e momentul, pentru că e în altă etapă. Și dacă înțelegem aceste lucruri, reușim, pe de-o parte, să-i ajutăm cu adevărat pe oamenii confuzi să-și găsească drumul, dacă noi asta ne dorim, dar pe de altă parte reușim și să nu ne mai rănim pe noi în relații unde există foarte multă confuzie și foarte multă neclaritate și noi cumva ne comportăm de parcă suntem atotștiutorii, noi suntem salvatorii, noi suntem cei care trebuie să le dea celorlalți un imbold când nu este deloc așa și când efectiv noi tot ceea ce putem să facem în viața asta este să descoperim cât mai mult cine suntem noi și să îi acceptăm pe ceilalți așa cum sunt sau dacă observăm că efectiv nu putem să rezonăm cu emoția, cu starea, cu trăirea celuilalt, să ne îndepărtăm cu foarte multă blândețe și recunoștință și să căutăm alți oameni și să căutăm exact ceea ce sufletul nostru are nevoie să trăiască în acest moment cu foarte multă claritate, pentru că nu este drept nici pentru omul confuz să-i spui tu ce să facă, ce ar trebui să facă și nu este corect nici pentru tine să ții în viața ta oameni care nu știu sigur ce vor, dacă te vor, pentru că asta duce la o stare de frustrare față de propria persoană și ajungi în ochii tăi să scazi foarte mult pentru că te consideri nedemn de iubirea pe care de foarte multe ori aștept să o primești de la omul confuz, dar el nu este efectiv în postura de a îți oferi ție această iubire.